El și-a cântat și lui, nu doar mie, pentru că și eu și eu suntem născuți în aceeași zi, în 4 octombrie, la mulți ani, tine. Fericita zodia câinelui. La puțin timp după ce Samantha păta, bunica mă punea să aleg unul dintre căței pe care să-l păstrăm. Ceilalți erau băgați într-un sac și duși la râu ori în zăvoi. Câteva zile o tot plângeam și spuneam că mi-e foarte greu să aleg doar unul, pentru că toți sunt la fel de frumoși și seamănă leit între ei. O priveam în ochi și o mințeam cu seninătate, așa cum se cade să privești moartea și să o minți. Carne vie. Avem carne proaspătă. Scrie în vitrina măcelăriei chiar și atunci când e închisă. Cineva a încercat din stradă să răzuiască vopseaua literelor cu lama. Probabil unul care iubește animalele, sau e vegetarian, ori e de la concurență. Dar n-a murdărit decât geamul cu amprentele și zgârieturile lui. Noaptea, de afară, se văd vitinele frigorifice, pline cu bucăți de carne roșie, roz sau bordeaux. Una mai frumoasă ca alta. Orice s-ar spune, moartea are lumina ei. Și ultima, acatist. Doamne Dumnezeule, ce bine că ești sus tot timpul ca să mă pot agăța de tine din când în când. Vă mulțumesc! Acum să trecem și la partea a doua, la Vim și Cozonac. Și chiar și o